e greu să supraviețuiești în ghilimele printre vedetele astea? Și cum trebuie să fii? Trebuie să fii simțit. Eu nu eram. Adică și la antrenamente, și bine, aveam o ambiție mare, era că mă chemau la antrenamente la Seftica cu prima echipă, te puneau un contra unul, dă-i drum, dă minge și hai. Știi, și unul contra unul îl aveai, ba l-aveai pe Tamaș, ba l-aveai pe Semeghin, ba l-aveai pe Dauda, ba l-aveai, tu aveai 17 ani, îți dai seama, nu erai, da, dar trebuia să fii, asta zic. Dacă aveai puțin tupeu mai mult? Mai mult tupeu, cred că eram, prindeam mai devreme treaba asta, cu toate că era greu atunci. M-a debutat Neandu, am jucat vreo 15 minute, cred că am jucat, debut cu CFR Cluj pe Dinamo. Că la fel, am avut, că asta îmi spunea toată lumea, că eram așa, n-aveam eu tupeul ăla, nu eram nesimțit. Că la un moment dat am scăpat singur și am pus să trag la poartă, știi? Dar am dat plasă, am dat pasul la Munteanu, știi, în stânga mea. Adică să ai un pic de tupeu, știi, un pic de nervă, da, atunci când trebuie.